Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, pagina 1066, în Sfânta Scriptură, traducerea Cornilescu. Vom citi capitolul 9 de la versetul 1 până la versetul 29. Apoi vom sta înaintea lui Dumnezeu, care este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Și îl vom ruga să aibă aceeași îndurare, același har și aceeași putere de mântuire în vremea noastră, ca și în vremea de atunci. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze mântuire. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu-l vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania! Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, i-a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă, ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel, și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se alipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Amin. Shortly after the founding of the United States of America in 1776, La scurtă vreme după ce
A luat ființă statul american în 1776. There was a preacher of the gospel whose name was George Whitefield. Un predicator al Evangheliei pe nume George Whitefield. And Benjamin Franklin enjoyed going to hear him preach, even though Benjamin Franklin was not a believer. Și unul dintre conducătorii politici ai Americii din vremea aceea, Benjamin Franklin, care nu era creștin, se ducea cu plăcere să-l asculte pe Whitefield. He was amazed at the clarity of the voice of Whitefield and how he could project his voice without any kind of amplification. Și omul acesta a fost fascinat de claritatea mesajului lui Whitefield și de faptul că putea vorbi fără amplificare în vremea aceea la mulțimi mari de oameni. Benjamin Franklin, who was a great experimenter, went one time to a crusade that he was having outside and walked back to the back of the crowd to see what the people were hearing. Și Benjamin Franklin, care era preocupat și de experimente științifice, s-a dus la o evangelizare în aer liber la care predica Whitefield și s-a dus cât mai departe posibil în spatele mulțimii să vadă până unde se aude vocea predicatorului. And when he got to the back of the crowd, he realized that they couldn't hear anything that Whitefield was saying, yet people were crying. Și acolo în spatele mulțimii nu se mai auzea vocea, dar omul acesta a fost șocat să vadă că oamenii stăteau acolo și plângeau. So he approached one man and he said, "You cannot hear him speak, yet he is moving you to tears. What is it about him that causes you to be moved to tears?" Așa că Benjamin Franklin s-a apropiat de un bărbat care era cu ochii în lacrimi și l-a întrebat: "Dacă n-auzi nimic, ce anume te face să plângi când stai aici și n-auzi ce spune?" And with tears running down his face, he turned and looked at Benjamin Franklin, and the man said, "It's the godly wag of his head that brings me to tears." Și omul acesta s-a întors înspre Benjamin Franklin și a spus: "Înfățișarea lui evlavioasă, harul lui Dumnezeu peste el, mă face să plâng." I thought of that tonight as you men were singing. M-am gândit la lucrul acesta în timp ce cântați voi. I do not understand the words that you sing. N-am înțeles cuvintele cântărilor. But it is the godly voice that you sing with that moves me to tears. Dar vocile voastre în slujba lui Dumnezeu mi-au adus lacrimi în ochi. I'm genuinely moved by the music and the fellowship of this church. Sunt mișcat în inima mea de cântarea și părtășia acestei biserici. And may I say this, I am so glad that your friendship and fellowship is warm. Și mulțumesc din toată inima că m-ați primit cu căldură. Because your weather is freezing. Pentru că vremea este cât se poate de rece. I've lived in Florida long enough that my blood has thinned out. Am trăit în Florida de zeci de ani, așa că am sângele subțire, că e cald acolo. So I think I'm going to have to stand in a fire to get warm. Așa că după ce ajung acasă va trebui să stau pe foc ca să mă încălzesc chiar. But I'll make it somehow. Dar nădăjduiesc că voi supraviețui. Well, if you've been attending these services all week long, you know that we're building a storyline. Dacă ați fost în serile trecute la întâlnirile noastre, ați observat că urmărim istoria unui om. The storyline is of a man who was truly born again. He had a life-changing experience. Istoria unui om care a avut o experiență care i-a schimbat viața, experiența nașterii din nou. His name was Saul, and at one point he was a persecutor of the church. Numele lui este Saul și a început prin a fi prigonitor al bisericii. He's a terrorist of the worst kind. Era un terorist dintre cei mai răi din vremea lui. But on the road to Damascus he met Jesus Christ. Dar pe drumul Damascului s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. And he committed his life to him and made a public testimony of his faith. Și-a predat viața Domnului și a depus mărturia publică a întoarcerii lui la Dumnezeu. But tonight we're going to discover that there were some consequences that still held over from his life. Dar vom vedea în seara aceasta că ceea ce a făcut înainte a lăsat urme, a avut consecințe în viața lui. The title of the message tonight is Truth and Consequences. Mesajul în seara aceasta se intitulează Adevăr și consecințe.
Here is the outline. We're going to see the truth from consequences. Vom vedea adevărul din consecințele noastre. We'll see the truth of consequences. Vom vedea adevărul consecințelor. And we'll see truth and consequences. Și apoi ne vom uita la adevăr și consecințele adevărului. Now let's see some truth that came out of the new consequences of his life. Haideți să vedem câteva adevăruri care ies din consecințele vieții lui. We've already read the text, and in verses 19 through 22, we see that how that Saul immediately began to proclaim Jesus in the synagogue, saying that he is the Son of God. În versetele 19 la 22, după ce s-a întors la Dumnezeu, Saul din Tars a început să-l propovăduiască pe Hristos în sinagogile din Damasc. That is the first truth from his new consequences. He finds himself confessing Christ. Primul adevăr este că după ce s-a întors la Dumnezeu, l-a mărturisit pe Hristos. He finds words coming out of his mouth that he never believed he would ever say. S-a ajuns în punctul în care din gura lui au ieșit vorbe despre Isus despre care n-ar fi crezut că se pot întâmpla înainte. Only a few days or weeks before he had stoned to death those who said that Jesus Christ was God. Doar cu câteva zile înainte, i-a omorât cu pietre pe cei care spuneau că cred în Domnul Isus. Yet now a new truth comes from his new consequences in life, and he says, Jesus Christ is indeed the Son of God. Dar pentru că s-a întâlnit cu Isus Hristos, consecința este că îl declară pe Isus ca fiind cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. And there's a reason that he did this. Este un raționament pentru care face lucrul acesta. Later in his life and ministry, he would write to the Corinthian church in 2 Corinthians 5:17 that anyone who's in Christ is a new creature. Explică el mai târziu bisericii din Corint în a doua epistolă, 5:17, și spune așa: dacă este cineva în Hristos, este o nouă făptură. That the old things have passed away and that all things have become new. Toate lucrurile de vechi s-au dus și toate s-au făcut noi. And that is the truth. If you come to Jesus Christ, if you do not know Jesus Christ as Savior, and you come to him tonight, the old passes away and all becomes new. Adevărul acesta este valabil în viața oricărui om și în viața ta. Dacă nu l-ai cunoscut pe Hristos și te întâlnești cu el în seara aceasta, tot ce a fost vechi în viața ta se duce și lucrurile se noiesc în viața ta. You become a new kind of creation. Devii o nouă creație. When we are born, we're born in sin and we have a sin nature. Când ne naștem, ne naștem într-o natură păcătoasă și într-o lume păcătoasă. And we cannot please God from a sin nature. Și din natura aceea păcătoasă nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. But when we're born again, the Holy Spirit of God is put into our lives. Dar când ne naștem din nou, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine în viața noastră. And now that where only sin dwelled at one time, now the righteousness of Christ dwells. Și acolo unde înainte a domnit păcatul, acum stăpânește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. We're completely new, completely different. Este o schimbare totală, suntem diferiți. And Paul should know about this because no one ever changed more drastically than did he. Și apostolul Pavel a experimentat schimbarea aceasta. Nimeni n-a avut o schimbare mai profundă decât a lui. Now he finds himself back in the synagogue, but for a much different reason than the last time that he went. Îl găsim acum din nou în sinagogă, dar pentru un alt motiv decât cel pentru care a venit. The last time that he went to the synagogues, it was to petition the chief priest to make him the chief prosecutor and persecutor of the saints of God. Înainte de asta, când se ducea în sinagogă, era cu scrisori din partea marilor preoți ca să îi lege pe cei care cred în Domnul Isus. We saw that in Acts chapter 9, verses 1 and 2. You may remember that. În capitolul 9, versetele 1 și 2, este menționat lucrul acesta. He sought for letters so that he could go and pull out men and women and children and persecute them for following the way of Se ducea în sinagogi și prin case să aresteze bărbați și femei, copii care credeau în Domnul Isus și să-i ducă legați la Ierusalim. You remember the Bible said that he breathed threats and murders. Biblia ne spune că sufla amenințare și ucidere. I said it this way, that he inhaled threats and he exhaled murder. Inspira teamă și expira crimă. But now his life has completely changed. Dar viața lui este schimbată total. He is now in the synagogue to say with his new message that Jesus Christ is the Son of God. Este acum în sinagogă cu un nou mesaj. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Have you ever seen a
change like that in somebody? Ai văzut vreodată o schimbare atât de vizibilă în viața cuiva? Many years ago, I knew a man who was a heroin addict. În urmă cu câțiva ani de zile, am cunoscut un om care era dependent de heroină, drogat. I didn't know him when he was a heroin addict. I knew him after he became saved and a new creature. L-am cunoscut după ce s-a întors la Dumnezeu și viața era schimbată. And I asked him, I said, "What was it about heroin that captured your life?" Și l-am întrebat, spune-mi, ce anume s-a întâmplat de a pus heroina, drogul, stăpânire pe tine? And he said, "Well, it started with one drug which led to another drug which led to another until I found heroin." Și a spus, am început cu un drog mai ușor, apoi am mers la altul, la altul, până când am ajuns la heroină. And he said, "When I found heroin, I didn't want anything else in my life." Și a spus, când am dat de heroină, n-am mai vrut nimic altceva decât heroină. I didn't want family, I didn't want a job, I didn't want friends, I didn't want anything except more heroin. Și a spus, din clipa aceea, n-am mai vrut să am familie, n-am mai vrut să am prieteni, n-am mai vrut să am slujbă, serviciu, n-am mai vrut nimic altceva decât mai multă heroină. And as I sat down and talked to this man, it was almost like he was talking about someone else. Și ascultându-l pe omul acela vorbind despre heroină, era de parcă l-aș fi auzit vorbind despre o persoană. His life was so different to what he was describing. Pentru că acum viața lui era atât de diferită de ceea ce descria că a fost. That's the life-changing presence of Jesus Christ. Aceasta este schimbarea pe care o produce prezența Domnului Iisus Hristos. Would you like to have a new life? Ai vrea să ai o asemenea viață schimbată? Would you like to have a new start, a fresh start? Ai vrea să ai un început nou, un capitol nou în viața ta? Would you like for all of those old guilts and sins and issues of your life that have brought you down to go away and have a new life? Ai vrea să scapi de toate păcatele, falimentele, de toată rușinea trecutului și să ai un început nou? I'm talking about the guilt of sin. Would you like for that to be gone? Ai vrea să scapi de vinovăția păcatului? Well, I want to tell you that if you meet the same Jesus Christ that Saul met on the road to Damascus, you'll have a brand new life. Dacă te întâlnești cu același Iisus cu care s-a întâlnit Saul pe drumul Damascului, vei avea parte de o viață nouă. And the consequence of that new life will be that you'll begin to confess Jesus. Și consecința acestei vieți schimbate va fi faptul că îl vei mărturisi și tu altora pe Domnul Iisus. Now here's another consequence that came from the truth that Saul came to know. O altă consecință a adevărului pe care l-a întâlnit Saul din Tars. He not only confessed Christ, but he confounded the Jews. I-a înfruntat pe evreii care nu credeau în Isus. They said, "Is not this the man that made havoc in Jerusalem?" Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, "Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim?" And hasn't he come here for this purpose to bring them bound before the chief priest? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților cei mai de seamă? This was hard for them to believe. Le venea greu să creadă că este același om care a fost înainte. This was as confusing to them as the message that Stephen had given only a few weeks earlier. Pentru evreii din Damasc era atât de confuză această schimbare cum era pentru Saul atunci când l-a auzit pe Ștefan predicând. But now he comes back a completely different man and they just can hardly fathom it. Și este acum un om cu viața schimbată și ceilalți nu pot să creadă. And by the way, that begs the question, how fair are we with people about their reputations when they've been born again? Și asta ne duce la o întrebare. Cât suntem noi de corecți cu reputația oamenilor vis-a-vis de ce au făcut în trecut atunci când se întorc la Dumnezeu? Now, think about the biggest sinner that you know in this town. Gândește-te la cel mai stricat om pe care îl cunoști din orașul acesta. I mean the one person that everybody knows, this guy or this lady, there's a problem with them. Gândește-te la omul acela despre care toți știu că este cel mai stricat, mai corupt om. I mean, this is the person that if they walked in the church, everybody would lean over and say, "Can you believe that they're here?" Omul acela care dacă ar intra în biserică, toți s-au uitat să spună, "Ăsta a venit la biserică?" Now the question is, if they were to be born again and try to live the new life that Jesus Christ gave them, would we believe their new reputation? Dacă l-ai vedea pe omul acela întors la Dumnezeu, ai crede că omul acesta și-a schimbat viața și are dreptul la o nouă reputație?
it's understandable that Saul had people who doubted him, and we're going to see more of that. În viața lui Saul au existat oameni care s-au îndoit de schimbarea lui. However, they eventually believed him and they eventually began to follow him. Dar încet încet oamenii au înțeles că ce s-a întâmplat e adevărat. So, that is the truth from his circumstances. He confessed Jesus and he confounded the Jews. Datorită faptului că s-a întâlnit cu Hristos, l-a mărturisit pe Iisus și i-a înfruntat pe cei care nu credeau. Now what about the truth of his consequences? Dar care este adevărul care iese din consecințele vieții lui? I've just talked about being fair with people after they've been born again and giving them a chance. Fiecare om care se întoarce la Dumnezeu are dreptul la un nou început. But there is a certain reality that decisions have consequences. Dar trebuie să înțelegem că deciziile pe care le luăm noi au urmări, au consecințe. If someone has built a dubious reputation and then they trust Jesus Christ, it's going to be a challenge to get over their reputation. Dacă ai avut o reputație de om pe care nu te poți bizui, te întorci la Dumnezeu, oamenii vor avea încă rezerve față de tine. And there may be other consequences as well. Și probabil că vor fi și alte consecințe. When a person trusts Jesus Christ as Savior and they get a new life, then there are consequences in that new life. Când un om se întoarce la Domnul Iisus Hristos, sunt lucruri pe care le-ai făcut în trecut care au urmări. I want to show you two consequences, one not so good and one very good. Vreau să vă arăt două consecințe, una nu e așa de bună, dar una e foarte bună. Look with, if you will, again at Acts chapter 9, verses 23 through 25. Versetele 23 la 25. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Now, the first consequence was that old friends became enemies. O consecință imediată este că prietenii de pe calea păcatului îi devin dușmani. It's really hard to navigate life when people are trying to destroy you or trying to destroy your Este greu să navighezi prin viață atunci când sunt oameni care vor să te distrugă. Now, I was just told before coming here, and I won't share who told me, but I was just told of someone who on Sunday night trusted Jesus Christ as their savior. A lady trusted Jesus Christ as her savior. Cineva mi-a mărturisit că o femeie s-a întors la Domnul duminică seara. That is a wonderful thing. Amen. E un lucru extraordinar. Așa e. Amin. She trusted Jesus Christ as her savior and she lives in another town but she was here. S-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, l-a primit, a venit din alt oraș pentru duminică seara și trăiește în alt oraș, nu în Oradea. And when she went home and shared with her family that she had trusted Jesus Christ as her savior, her husband became angry. Când s-a dus acasă și le-a spus celorlalți că s-a întors la Domnul, soțul ei s-a mâniat pe ea. Jesus Christ will make a difference in your life and he'll make a difference in our relationships. Când Domnul Iisus vine în viața noastră, schimbă viața noastră, dar schimbă și relațiile. Parents can turn on one another and parents can turn on children and children on parents and so on. Cei din casă se pot întoarce împotriva ta în momentul acela. The truth is that Jesus Christ does not always unite us with people who are not believers. Oftentimes Jesus Christ will divide us. Atunci când te întorci la Domnul Iisus Hristos, oamenii care nu-L cunosc pe Domnul se pot întoarce împotriva ta. And I want you to be aware of those consequences in your life. Și vreau să fiți conștienți de aceste consecințe care pot apărea în viețile voastre. You say, then why would I want Jesus Christ as my Savior? Și atunci cineva poate să spună, păi dacă am asemenea probleme, de ce să mai vin la Hristos să-L primesc ca Mântuitor? Well, there are many reasons for that. One is that life is just a vapor. Vreau să spun că sunt multe motive pentru care trebuie. Unul dintre ele, viața este ca un abur. And you're going to live in eternity somewhere. Și când vei pleca de aici, vei continua să trăiești în veșnicie, într-un loc sau altul. And there's only one or two places, there's heaven or there's hell. Și sunt doar două locuri în veșnicie, cer sau iad. There is no such thing as purgatory. Nu există purgatoriu. Sometimes I wish there was a purgatory. Da, uneori ne-am dorit să existe purgatoriu, dar nu este. But there's not a purgatory. Nu există purgatoriu. So here are the consequences of trusting Jesus Christ. If you trust him and there is division in this life, you have heaven for eternity.
Și această consecință este cu rezultate veșnice. Dacă crezi în Iisus Hristos, veșnicia este într-o direcție, dacă nu crezi, este în altă direcție. But if for the sake of getting along you say, well, I won't get saved, I won't trust him, then there's hell for eternity. Și dacă spui, nu vreau să-L primesc pe Domnul Iisus, nu vreau să am toate responsabilitățile unui copil al lui Dumnezeu, atunci consecința este iadul. You say, now, is that a good motivation for getting saved just because you don't want to go to hell? Dar atunci cineva mă întreabă, dar este asta o motivație bună ca oamenii să se pocăiască doar ca să n-ajungă în iad? Absolutely. Da, este o motivație bună. That's why I got saved. Eu m-am întors la Dumnezeu pentru că n-am vrut să ajung în iad. I was a young boy when I got saved. The only thing I knew was that hell was fire and I didn't want to go there. Eram băiat tânăr când m-am întors la Dumnezeu și am înțeles că iadul este chin veșnic în focul iadului și n-am vrut să ajung acolo. I didn't have all of those other consequences in mind. I just had one in mind. În momentul acela nu înțelegeam toate celelalte lucruri privind frumusețea umblării cu Dumnezeu. Am înțeles unul și mi-a fost de ajuns. I didn't realize at that time that following Christ might create enemies in my life. N-am înțeles atunci că dacă îmi predau viața Domnului Iisus ar putea să am și dușman. But I did realize that heaven is where I wanted to be for eternity and not hell. Dar am înțeles suficient că vreau să ajung pentru veșnicie în cer și nu în iad. Now, I say that with a smile on my face, but I say it with a tear in my heart. O spun asta cu zâmbet pe față acum, dar cu durere în inimă. There is no satisfaction in standing here and saying to people who may not know Jesus Christ as Savior that you'll go to hell at the end of this life if you do not come to him. Pentru că vreau să vă mărturisesc, nu am decât durere în suflet când trebuie să spun cuiva, fără Iisus Hristos, te duci pentru totdeauna departe de fața lui în iad. And so even though there are going to be consequences and even though there may be some who disapprove, I would say to you today 100% trust Jesus Christ before it's too late. Chiar dacă vei avea anumite consecințe aici pe pământ, gândește-te la veșnicie și pune-ți încrederea în Domnul. A consequence of the truth that Saul had believed was that enemies, that old friends had become enemies. Deci uitați-vă la o consecință a faptului că a crezut în Domnul Iisus, vechii prieteni i-au devenit dușmani. And secondly, that old enemies became friends. Dar cealaltă este că vechii lui dușmani i-au devenit prieteni. Now I want you to look very carefully at verse 25. But before we get there, let me just remind you that there was a plot, as we just read, to kill him. Just like there was a plot to kill Stephen. Așa că cei care au început să-l dușmănească acum au pus la cale un complot ca să-l omoare. And those people who sought to kill him were his friends, the ones that helped him to kill Stephen. Și cei care au vrut să-l omoare acum au fost vechii lui prieteni care l-au omorât pe Ștefan. But so that his enemies now would not get to him, his old enemies now became his friends. Și vechii lui prieteni sunt dușmani. Și vechii lui dușmani sunt prieteni care îl protejează. All right, are you following me? Nod your head or something. You understand what I'm saying? Dacă m-ați înțeles ce vă spun, dacă m-ați înțeles, arătați-mi, mișcă puțin capul ca să înțeleg că ați înțeles. Okay, thank you very much. Vă mulțumesc. Now watch this. Acum ascultați. In verse 25 it says, but his disciples took him by night. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat. And they let him down through an opening in the wall. Și l-au coborât prin zid. Lowering him in a basket. Dându-l jos într-o coșniță. Now, if you will, Pastor, would you read that one more time, very slowly for them, because I think they may be missing something. Vreau să citesc încă o dată încet, pentru că îi se pare că ceva încă ne-a scăpat. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Does your Bible in Romanian refer to his disciples, his followers? Yes, disciples. Very, very interesting. Este foarte interesant. Here is a man who had just only weeks earlier been murdering believers, and now he has believers who are his disciples. Este uimitor. În urmă cu câteva zile, omul acesta îi omora pe ucenici. După câteva zile, are oameni care cred în Domnul Iisus și sunt ucenicii lui. Saul had already developed some people who were following his ministry. Deja Saul are oameni care cred în mesajul Evangheliei.
These people were the same ones that he had persecuted and murdered only weeks before, and now they were following him. Oamenii aceștia făceau parte din categoria celor pe care în urmă cu câteva zile i-ar fi omorât. Acum erau ucenicii lui. Does it not amaze you that Saul had followers? Nu te uimește faptul că omul acesta are deja urmași? And by the way, shouldn't they have been followers of Christ instead of Saul? Da, ne întrebăm, n-ar fi trebuit să fie urmașa lui Hristos și nu urmașii lui Saul? Well, they certainly should follow Christ, but if they were following Saul and he was leading as he should, he would lead them to follow Christ. Da, e adevărat că trebuie să fie urmașa lui Hristos, dar dacă merg pe urmele lui Saul și Saul merge pe urmele lui Hristos, ei sunt urmașii lui Hristos. In 1 Corinthians 4:16, he said, I urge you to be imitators of me. În Corinteni, apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele. In 1 Corinthians 11:1, he says, be imitators of me as I am of Christ. Pentru că dacă călcați pe urmele mele, eu calc pe urmele lui Hristos. In Philippians 3:17, he says, brothers, join in imitating me. În Filipeni, apostolul Pavel spune, fraților, călcați pe urmele mele. All of us, especially those in leadership, the pastors and others who are leaders, we are all modeling Jesus Christ for someone else. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, îl reprezentăm pe Domnul Iisus înaintea celor care ne urmează. If you're a believer, there is someone who is looking at your life and you are the only Jesus that they ever see. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, vor fi oameni care atâta vor vedea din Hristos cât se vede în viața ta. You're the only Bible that they ever read. Tu ești singura Biblie pe care oamenii aceștia o citesc. The only thing they know about following Christ is to follow you. Singurul lucru pe care îl știu ei despre Hristos este văzându-te pe tine și urmându-te pe tine. No believer can get past this. Niciun credincios nu poate scăpa de responsabilitatea aceasta. It is the absolute truth. Someone is following you. Este un adevăr de care nu poți scăpa. Cineva te urmează pe tine. Someone is deciding about Jesus Christ based on what they see in you. Cineva se hotărăște să se întoarcă la Hristos în baza a ceea ce a văzut în tine. Now there's somebody here that doesn't believe that. Dar s-ar putea să nu crezi asta. You say, oh no, no one is following me. I'm not a leader, no one is following me. S-ar putea să spui, pe mine nu mă urmează nimeni. I'm telling you that there's someone who lives near you, who sees you come out of your house and walk toward church, and they know that you have a relationship with Jesus, and to see you walking to church gives them an idea about Jesus Christ. Vreau să spun următorul lucru. Sunt lângă tine oameni, vecinii ai tăi, care te văd ieșind din casă și mergând la biserică. Și faptul că tu mergi la biserică seamănă în mintea lor un gând. We carry Christ wherever we go. Pentru că noi îl purtăm pe Hristos oriunde ne ducem. Look, I got on an airplane in the United States and flew to Budapest, Hungary. Am urcat pe avion în Statele Unite, am schimbat mai multe zboruri și am ajuns la Budapesta în Ungaria. Actually, I flew to Amsterdam and then to Budapest. Mai întâi am aterizat la Amsterdam și apoi de acolo la Budapesta. In the Amsterdam airport, I looked around for all the people that I knew. În aeroportul din Amsterdam, m-am uitat să văd dacă găsesc oameni pe care îi cunosc. Nobody. N-am cunoscut pe nimeni. I didn't know one person in the airport in Amsterdam. N-am întâlnit niciun cunoscut în aeroportul din Amsterdam. But I did know Jesus. Dar îl cunosc pe Iisus. And because I knew Jesus, I knew that I had a life and testimony that I needed to live right there in that airport. Și pentru că îl cunosc pe Iisus, am știut că va trebui să am o viață și un comportament demn de Domnul Iisus în aeroportul acela. And as I sat there and was waiting for my airplane, I had a 4-hour layover very early in the morning. Așa că am petrecut 4 ceasuri dimineața de vreme așteptând următoarea cursă. I looked over and saw a man who I recognized to be an American. Așa că m-am uitat și am văzut un om care semăna a fi american. Americans are very easy to spot, aren't they? E foarte ușor să identifici americanii în aeroport. Even for another American. Chiar și un american descoperă dacă este un alt american lângă el. And so I looked at him and I said, how are you? Și că m-am uitat la el și am spus, ce mai faci? He said, I'm doing fine, how are you? Și mi-a spus,
Mulțumesc bine, dar tu ce faci? The next thing I knew, we were discussing football. Apoi următorul lucru, am început să vorbim despre fotbal. American football. Fotbal american, nu european. We were discussing golf and all kinds of sports. Am vorbit despre golf și despre alte sporturi. And then we began to discuss one of my very best friends. Apoi am început să vorbim despre unul dintre bunii mei prieteni. One of my dearest friends is the all-time winningest coach in college football history. Este unul dintre cei mai renumiți antrenori de echipă de fotbal american la echipele universitare. His name is Bobby Bowden and he is 85 years old. Numele lui este Bobby Bowden și are vreo 87 de ani. You don't know him, but he's very famous in America. Voi nu-l cunoașteți, dar în America este renumit, este faimos. I play golf with him every Saturday. În fiecare sâmbătă mă duc și jucăm golf împreună. So we began to talk a little bit and it got off on football and something was mentioned about Coach Bowden and I shared with him that I'm a coach. Vorbind, a vorba despre acest om, Bobby Bowden, care este antrenor. And then we began to talk a little bit about Coach Bowden's faith. Apoi am vorbit despre credința acestui antrenor, Bobby Bowden. And this man shared with me that he was an American, but now he lived in Budapest, Hungary, and was active in a Baptist church there. Și omul acesta mi-a spus că e american, dar s-a mutat în Budapesta și în Budapesta merge la o biserică baptistă. And of course, by now he had found out that I was a pastor in Florida. Și între timp a aflat că și eu sunt pastor la o biserică baptistă din Florida. So I didn't know anyone in that airport, but God directed my path to a brother in Christ. Nu cunoșteam pe nimeni în aeroportul acela, dar Dumnezeu mi-a călăuzit pașii înspre un frate în Hristos. Even though he was a believer, I'm glad that I had represented Christ in my life, even without knowing who he was. Chiar dacă am dat peste un alt credincios, mă bucur că am putut să fiu mărturie pentru Domnul, pentru că atunci când am intrat în vorbă, nu știam că e întors la Dumnezeu. What if I had represented my life another way, and then he found out that I was a pastor or dacă a believer? Dacă m-aș fi comportat într-un mod nepotrivit, după aceea omul acela află că sunt pastor. It's hard to swallow wrong words. It's hard to recall bad actions. It's hard to cover up when you've lost your testimony. Este greu să-ți înghiți vorbele pe care le-ai scos. E greu să-ți recuperezi comportamentul nepotrivit când te-ai comportat ca un om nedemn de numele lui Hristos. Well, you say that's a very interesting story about you. O să spui, e o întâmplare interesantă. But the truth is, it's an interesting story about you too. Dar întâmplarea aceasta e valabilă și pentru tine. Just like Saul had followers, he had disciples, you have people and I have people who are following Jesus Christ based on our testimony and example. Așa cum Saul a avut oameni care s-au dus pe urmele lui după Hristos, și tu și eu avem oameni care vin pe urmele noastre așa cum mergem noi pe urmele Domnului. And that is the truth of your consequences in trusting Jesus Christ. Și asta este o consecință, un adevăr a faptului că te-ai întors la Domnul Hristos. Now, we're continuing in the life of Saul and we see one more thing tonight. Dar mai vreau să vedem ceva în viața lui Saul. And that is truth and consequences. Vreau să vedem adevăr și consecințe. To what extent is life different for him now? În ce fel e viața diferită pentru Saul acum? Well, as we've already mentioned, everything became new. Totul s-a schimbat în viața lui, totul e nou. And I want to show you three aspects of Saul's new life. Sunt trei aspecte ale vieții noi în viața lui Saul. First of all, he had new mentors. Mai întâi are noi mentori. In verse 26, it said that he attempted to join the disciples, but they were all afraid of him. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se alipească de ucenici, dar toți se temeau de el. And then in verse 27, it says that Barnabas brought him in, and he said, look, he has seen the Lord. I believe in him, and you can believe in him too. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a spus că Saul l-a văzut pe Domnul, și Barnaba spune, eu cred în el, și voi ar trebui să credeți în el acum. Okay. How much time has now passed between the road to Damascus and this day? Cât timp a trecut de la întâlnirea lui Saul cu Domnul pe drumul Damascului până ajunge la Ierusalim? I've been talking in terms of days and weeks and months. Zile, and so săptămâni, luni, cam cât or fi trecut? But actually at this point it's about 3 years since he met the Lord on the road to Damascus. Dar de fapt
Au trecut 3 ani de zile de când l-a întâlnit pe Domnul pe drumul Damascului. And he's still trying to establish his testimony among other believers. Și încă trebuie să lucreze la a-și stabili mărturia lui față de ceilalți credincioși. And he has found his way to Jerusalem, but the other disciples, many of them, some of them followed him, but many of them were still afraid of him. Ajunge la Ierusalim, dar multora încă le este teamă de el. Even the disciples, even the apostles didn't believe in him. Până și apostolii au rețineri față de el. But Barnabas speaks up for Saul and he tells of his conversion and the boldness of his preaching. Dar Barnaba are încredere în Saul și depune mărturie pentru el. He also confirms that Saul has seen Jesus and this is a testimony that Saul himself had given. Confirmă faptul că Saul s-a întâlnit cu Isus pe drumul Damascului. In defending his apostleship in 1 Corinthians 9:1, he said, "Am I not apostle? Have I not seen the Lord?" Și când apostolul Pavel își apără slujba lui în 1 Corinteni 9 spune, "Nu sunt eu apostol al Domnului, nu l-am văzut eu pe Domnul înviat." In 3 years' time, Saul has now become a leader in the early church, but he is also surrounding himself with other leaders, new mentors in his life. În cei 3 ani de zile, apostolul Pavel este un om care slujește în biserică, dar se înconjoară de oameni care să-l ajute să crească. If your faith is new, or even if your faith is not so new, one of the important things is to surround yourself with the right kind of people. Dacă ești de curând întors la Domnul sau mai demult, e important să fii înconjurat de alți oameni credincioși. The Bible says, make no provision for the flesh. Biblia spune să nu porți grijă de firea pământească. Here's what that means. Și asta înseamnă, if you, let's say you were an alcoholic and a drunkard before you were saved. Haideți să presupunem că ai fost bețiv sau drogat înainte de a te întoarce la Domnul. And it still is a temptation to you. Ispita aceea te va urmări. When you get thirsty, don't go to the bar for a drink of water. De aceea când ți se face sete, nu te du la crâșmă să bei apă. Because you're going to surround yourself with the wrong kind of people. Pentru că dacă te-ai dus la crâșmă să bei apă, te înconjuri de oameni nepotriviți pentru tine. You want to surround yourself with the right kind of people. Trebuie să te înconjori de oameni potriviți pentru calea ta. And like Saul, who had new mentors, you want new mentors in your life. Și cum Saul a avut nevoie de oameni noi care să-l mentoreze, și tu ai nevoie de mentori noi. Not only that, but he had a new message. Dar are și un mesaj diferit. The Bible says in verse 28 that he went out among them preaching boldly in the name of Jesus. Versetul 28 se spune că se ducea împreună cu ei și propovăduia cu îndrăzneală pe Iisus. And it said also that he disputed against somebody called the Hellenist. Și a intrat în dezbateri cu eleniștii. These were the Greek-speaking Jews. Erau greci care vorbeau limba ebraică. They were the same ones who stoned Stephen. Erau cei care l-au omorât pe Ștefan cu pietre. And now they were at odds with him. Și acum oamenii aceștia sunt supărați pe Saul. And as we said earlier, they wanted to do to him what they did to Stephen. Așa că vor să îl omoare și pe el cum l-au omorât pe Ștefan. Now you've got to remember, it's 3 years since his conversion, but he's still known as Saul. 3 ani de zile au trecut de la întoarcerea lui la Dumnezeu și încă e cunoscut sub numele de Saul. His reputation is still his old life, not his new life. Oamenii încă își aduc aminte de viața lui de dinainte. But he's working on it every day and he's surrounding himself with new mentors and he's surrounding himself with and he's preaching a new message. Și el lucrează zi de zi la noua lui mărturie, se înconjoară de oameni noi și este promotorul unui mesaj nou. And the reason very simply is because he's on a new mission. Pentru că are o nouă misiune. And when the brothers learned this, they brought him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. Așa că atunci când frații au înțeles care e misiunea lui, l-au dus la Cezarea și de acolo l-au trimis la Tars. Finally, he has finished seminary. În cele din urmă termină seminarul teologic. Finally, he is getting his opportunity. Și acum are oportunitățile vieții lui. Finally, the people of the way have accepted that he is one of them.
Cei care sunt pe urmele Domnului Iisus, ucenicii Domnului, îl acceptă ca frate. And he's not just one of them, he's going to become a great leader among them. Și ajunge unul dintre mari apostoli ai Domnului. And the Bible shows in verse 31 the result of what took place in his life with this new message and the new mission with the new mentors. Și Biblia ne spune că apare o nouă etapă în biserică. Read again verse 31 if you will. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. Maria și se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. There's only one thing that I want you to see. Aș vrea să vedeți și acest lucru. The Bible says the church multiplied. Biserica se mulțea. The reason that the church multiplied is because his life was changed, then another life was changed, and another life was changed, and so many lives have changed until finally I stand here today and listen carefully to me. I am the result of Saul getting saved on the road to Damascus. Biserica se mulțea pentru că viața lui Saul s-a schimbat, viața altuia s-a schimbat, a altuia s-a schimbat și s-au schimbat viețile atâtora încât biserica a început să se înmulțească. Acum ascultați-mă. Eu sunt aici datorită faptului că atunci biserica s-a mulțit. Jesus Christ died on the cross for my sins and he paid the price for my sin. Pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce și pentru păcatele mele, a plătit prețul mântuirii mele. But if you look at my spiritual family tree somewhere along the line, you're going to come across a man named Saul of Tarsus. Dar dacă am putea urmări istoria credinței mele din om în om, am ajunge până la Saul din Tars. And the same is true for you. Și lucrul acesta e adevărat și pentru tine. If you're a believer, we have a similar ancestry. Dacă ești copil al Domnului, avem aceeași moștenire. There's two questions that I have. Am două întrebări. First of all, are you a believer? Prima întrebare, ești credincios al Domnului? Have you come to that place in your life where regardless of consequences you say, I want to put my faith in Jesus Christ. Ai ajuns la punctul acela în viață în care spui, indiferent care ar fi consecințele, vreau să mă întorc din toată inima la Domnul Iisus Hristos. And the second question I have is where does it go from here? Și a doua întrebare. Și unde o să mă duc de aici? What are you going to do with it? Ce o să faci? Salvation in our lives is not we weren't saved to be a reservoir, we're saved to be a river. N-am fost mântuiți ca să devenim o cisternă. Am fost mântuiți să devenim un râu. The gospel should flow through us to someone else and not just be held in us. Evanghelia trebuie să curgă prin noi spre alții. Are you a river? Ești un râu a binecuvântării? Will you acknowledge that someone else is learning about Jesus by watching you? Vrei să înțelegi că cineva va învăța ceva despre Domnul Iisus văzându-te pe tine? And will you lead them to the cross? Și venind pe urmele tale, va ajunge la cruce? Let's bow our heads for prayer. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. I want to thank you for your kind attention tonight. Vreau să îi mulțumesc Domnului pentru atenția cu care ați urmărit. I enjoy the opportunity to preach to you. M-am bucurat să am posibilitatea să vă vestesc Evanghelia. But at the end of a message, there's always a time for decision. Dar la sfârșitul fiecărui mesaj este o vreme a deciziilor. What will I do with the truth that was spoken? Ce vei face cu adevărul pe care l-ai auzit? Am I going to be a reservoir or will I be a river? Voi fi o cisternă sau voi fi un râu? Will I allow the gospel in me to flow through to somebody else? Va curge Evanghelia prin viața mea spre alții? If you're a believer, think about it right now. Who is watching your life? Dacă ești întors la Dumnezeu, întreabă-te cine se uită la viața ta. Who is reading Jesus in you? Cine citește ceva despre Domnul Iisus în viața ta? I encourage you with everything that I have to be aware of the fact that others are watching you and coming to decision about Christ in how they see your life. Vreau să te încurajez să te gândești la faptul că cineva va putea ajunge la hotărârea de a se întoarce la Hristos văzând mărturia vieții tale. And secondly, I want to ask you if you are indeed born again. A doua întrebare. Tu ești cu adevărat născut din nou? Ești mântuit cu adevărat? Are you sure that you've had your sins forgiven
and that you're on your way to heaven at the end of the line. Ai păcatele tale iertate și ai siguranță că la capătul drumului vei ajunge să vezi fața lui Dumnezeu în cer. I told you that when I got saved, I got saved because I didn't want to go to hell. V-am mărturisit mai devreme că eu când am primit mântuirea, am înțeles că nu vreau să ajung în iad. That's a really good reason to get saved. Da, pentru mine a fost un motiv bun ca să mă întorc la Domnul să primesc mântuirea. It's not the only consequence of being saved, but it's a wonderful outcome. Este o consecință extraordinară a mântuirii, să ajungi în cer. Nu e singura, sunt multe alte binecuvântări. And the Bible says, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Și Biblia spune că tuturor celor ce l-au primit, Dumnezeu le-a dat dreptul să se numească fii și fiice a lui Dumnezeu. And if tonight by faith you'll pray a simple prayer, you can receive Jesus Christ. Și seara aceasta, tu poți într-o rugăciune să vii înaintea Domnului și să primești mântuirea, să-l primești pe Domnul în inima ta. If you're not certain of eternal life, I'm going to invite you to pray this prayer with me. Dacă n-ai primit mântuirea, n-ai viață veșnică, aș vrea să te invit să te rogi împreună cu mine. Heavenly Father, I know that I'm a sinner. Spune în rugăciunea aceasta în inima ta: Tată ceresc, știu că sunt un om păcătos. And I believe that Jesus died on the cross for my sins. Doamne, cred că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele mele. I believe that Jesus is the Son of God. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. That he is God himself. Că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. And can forgive me of my sins. Și El poate să-mi ierte toate păcatele. Are you praying that prayer with me right now? Te rogi împreună cu mine, spui rugăciunea aceasta din inima ta? Then let's finish the prayer. Atunci, continuă rugăciunea. Come into my life and forgive me of my sin. Spune, Doamne Iisuse, vino în viața mea și iartă-mi toate păcatele. Give me a new life. Dă-mi și mie o viață nouă în Hristos. A new walk. O cale nouă pe care să umblu. And take me to heaven at the end of this life. Și Doamne, când voi sfârși viața aici pe pământ, ajută-mă să ajung la tine în cer. I receive Jesus. Doamne Iisuse, te primesc as my Savior and Lord. Ca mântuitor și domn al vieții mele. Amen. Amen.